cu doi oameni talentați aici, Monica Bârlădeanu, Angel Damian și cu un băiat extrem de talentat acolo la bar, Andrei Orodici. Și pentru că tot te-am provocat, Angel Damian, să-i caracterizezi într-un cuvânt pe colegii tăi, îl aduc și pe Adin Artea și vreau să-l caracterizezi într-un cuvânt. Oameni buni, intră! Vlad! Vreau să fiu eu președinte, să arunc cuc-cuc cuvinte, buzunarele să nu doare, vreau o țară ca afară. Mă pregăteam să zic că s-a mai, s-a mai petrecut o operație estetică între timp și că Vlad, iată, ce-i Vlad? Ce-i acest Vlad? Adi a venit cu prietenul lui, hai, te rog frumos, te invit. Da, Angel, înainte, un cuvânt despre Adi în Artea. Cătălin, să știi că noi nu te auzim aici în platou. Un cuvânt despre Adi în Artea. Un cuvânt, doar un cuvânt? Din partea lui Angel, nu din partea mea, pentru că din partea mea... Adi n-a venit singur, a observat cu toții, a venit cu prietenul lui, aflăm imediat și despre tine niște lucruri interesante. cu minte. Văd că sunt un pic diferit față de ceilalți. Fii atent că tu ai luat locul unei chestii foarte importante și am aflat că Adi în Artea participă alături de tine la Imperiul Leilor. Dar stai să-l caracterizeze într-un cuvânt. Geamăn, am zis, geamăn, atât. Geamăn. Na, eu nu cred în zodii, dar mergem mai departe și vreau să te anunț Geo, da? Da. Geo, pot să spun Geo? Te rog. Ai venit aici cu o chestie foarte interesantă. Înainte să intrăm în detalii despre ce e vorba în povestea aia cu parchează aici numărul 1, vreau să te întreb, Adi în Artea, te-ai gândit să mergi la Imperiul Leilor să-i convingi că ar fi poate rentabil să facă sezonul 4 din Vlad? Să știi că... Să știi că am avut această idee, dar, dar mai important și mai palpabil pentru mine a fost prietenia cu Geo și faptul că la Imperiul Leilor el a venit cu această idee. Și unul din lei, de fapt nu, toți au mișcarea fost mișcarea lui Adi e foarte deșteaptă. El s-a gândit așa, că dacă el va câștiga foarte mulți bani, el va produce chiar el, știi? Sezonul 4 din... El a zis, domne, bilă mantă bilă, așa funcționează, bine, nu trebuie bine, direct. E o gândire să nu fie de conflict de profundă. Interese. Pac, avem aici o afacere, un business care funcționează. Pac, l-am susținut, mă susține automat și el pe mine, nu-i așa? Trebuie. E, a învățat din personajul lui. Ei, nu degeaba Vlad e multimilionar. Credeți că i-a dat doar domnul Cătălin, te ascultăm. În seara asta începe Imperiul Leilor de la ora 20:30 la ProTV, un show super așteptat de toți oamenii, iar Adi în Artea, cu notorietatea lui, s-a dus cu domnul Geo la investitori. Despre ce e vorba? O să vedem în seara asta despre ce e vorba la în ceea ce privește afacerea. La povestește-ne puțin, Geo. Este o soluție nouă de parcare, pentru că avem probleme cu parcarea în București. Doamne ajută! Și ne-am gândit cum ar putea să fie mai bine, pentru că uneori găsim loc de parcare, alteori pierdem mult timp. Așa. Și m-am gândit cum aș putea să știu dinainte, pentru că sunt cam 1,5 milioane de mașini în București și câteva sute, poate 1,000-2,000 de locuri în zonele aglomerate. Așa. Și noi acum parcăm la noroc. Cum ne nimerim? Absolut, absolut. De ce nu cu un sistem de rezervare? Asta este ideea. Un sistem de rezervare, ca să știu dinainte dacă am loc de parcare, că am o întâlnire sau că sunt deja în zonă, sau dacă nu am, măcar știu și folosesc alt mijloc de transport. Dar știu. Și cum să implementăm sistemul de rezervare? Pentru că, bun, să zicem că e o aplicație în care văd, m-am programat, și vine cineva și îl găsesc pe locul de parcare pentru că zice că n-a știut despre aplicație și atunci, pentru asta, ne-am gândit că trebuie să fie ceva pe locul de parcare, montat. Și așa am... creat acest dispozitiv. Noi am făcut partea de electronică din el, partea de metal, am luat-o producția propriu-zisă, cum ar veni? Da, producția de dispozitivul în sine, partea de metal, am cumpărat-o pentru că este mult mai ieftin. Deci e un fel de ladă pe care o pune domnul în fața să-și țină locul de parcare, dar este electronică. Asta și e rezervabilă. Așa, scuză-mă. Pot să completez eu? Deci este digitalizarea parcărilor. În momentul în care ăsta nu o să țină toată ziua blocat locul de parcare, cum își închipuie lumea, că nu e lada aia care vine și o blochează. Aia zic. Nu, ăsta coboară în momentul în care l-ai, ai plătit locul de parcare, el coboară, îl ocupi, te dai la o parte, vine altcineva și-l ia. Păi și cât timp poți să-l țin rezervat?
rezervarea, e o toleranță. E o parte, o perioadă mică de câteva minute în care între rezervări sau ca la un sistem de rezervare la să orice alt serviciu. Uite, să presupunem că vreau să mă duc mâine la coafor în Dorobanți, așa, unde este haos. Exact. Să zicem. Am ales niște variante de-astea. Și vreau să găsesc... trebuie să ajung mâine la ora 10. Dau pe aplicație, da, parchez acolo... Cum? Și cum fac? Poți să te uiți dacă poți să faci o rezervare pentru mâine la ora 10. În primul rând îmi arată și harta mă uit acolo și văd că e plin. Sau nu văd, e un loc liber. Dacă e un loc liber, exact. Ok, și ăla va fi la ora 10 fără 5, acolo rezervat pentru mine, pentru butonul meu. Da. Și pentru eu acolo că, parchez. Pentru că accesul în sistem se face pe baza unui cont în care verificăm numărul tău de telefon și trebuie să introduci cardul pentru plata automată. Ok, întrebare. E acest lucru fair pentru oamenii care nu au această aplicație? Va deveni o treabă obligatorie pentru toată lumea? Eu n-am această obligație. Cine mă pui, ești tu să mă pui să-ți plătesc ție parcarea când eu aș putea să stau liniștit că sau stau acolo de 20 de ani am eu loc de parcare. Sau să parchezi pe stradă. E foarte corect. Cred că o parte din locuri ar trebui să fie așa, pentru că nu putem obliga, așa cum ai spus, pe toată lumea să folosească o aplicație sau cardul. Poate că sunt oameni care preferă să nu folosească cardul. Eu n-am card la trabantul meu. Da, dar picoul meu că nu e așa de... Dacă vrei să rezervi și loc de parcare atunci când mergi la coafor, să ai posibilitatea. Dar e foarte adevărat că uneori când ești în întârziere și nu găsești loc de parcare, ai preferat să dai oricât, numai exact, să se elibereze ceva. Pentru asta e destinat el. Și pentru asta, afacerea asta este de succes. Pentru asta am și crezut eu în ea, pentru asta au crezut și lei în ea și diseară o să îi vedeți pe... Da, ce reacție au? Diseară Imperiul Leilor, unde o să vedem și afacerea lui Geo și multe, multe super afaceri interesante. Dar asta vreau să întreb, Geo, s-au bătut toți leii pe tine pentru business-ul ăsta? Cred că am făcut o impresie bună, ne-a ajutat și Adi. Și am avut și decizii mai grele, dar... În emisiune veți vedea. Ok, vreau să întreb asta ceva. De la 20-30, Monica, iartă-mă, dar știi ce vreau să le întreb? Vreau să le întreb dacă o să facă bani din asta. Din artea? Nu ți se pare cât important? Cât are din artea din afacere? E confidențial. O să putem să discutăm, dar după ce ieșim din emisie. Nu, vreau să te întreb, să vorbesc foarte serios. Adică pentru tine va fi rentabil? Adică, înțeleg, e pezabilă, sună bine, m-aș înscrie, dar tu faci bani din asta? Zâmbetul în artea spune tot. Are mai mult de 10%. Poftim? Are mai mult de 10%. Nu ce mai aud de... Cumantă este când din dai le pui pe acțiuni ca să știe cum să cumpere. Da, să știe, exact. Nu, vreau să fac o noțiune aici. Pentru toată lumea a fost o coincidență faptul că ne aflăm majoritatea de victim aici, în platoul lui Măruță, fără Măruță. Deci chiar a fost o coincidență. Eu n-am știut că voi veți prezenta decât aseară, am aflat. N-am știut că Angel va veni. Deci, practic, este destinul. S-a înțeles? Destinul ne va aduce împreună, indiferent ce o să se întâmple. Deocamdată rămânem într-o seară în familie. Se aruncă la mesaje subliminale pe aici așa de ceva. Destinul, da, Angel, destinul, Angel. Destinul. Ce să facem? Da, destinul, Cătălin, destinul. Tu ce zici de destin? Oameni buni! Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult și chiar a fost așa un destin fain și știi, e o vorbă de aia care spune că destinul începe de când vrei tu. Iar eu cred că astăzi a fost o emisiune senzațională și vreau să vă mulțumesc mult de tot. Monica, frumoasă, și deșteaptă. Și noi mulțumim. Sper că nu ți-am distrus emisiunea. Ca de fiecare dată. Nu, și mă bucur mult de tot. Prietenul Orodic, întotdeauna un băiat senzațional. Vă mulțumesc mult, Angel Damian, mulțumesc Adin Arte, iar pe tine, Geo, te vedem de seară la Imperiul Leilor, unde o să vedem și multe, multe alte afaceri trăznet care vor fi în fața investitorilor, în fața leilor de la Imperiul Leilor de seară la 20:30. Vă mulțumesc mult, mâine emisiunea continuă și de la mulțumim. Ora 3. La revedere! Vă mulțumesc și surpriză! Vă mulțumesc mult! Pa! S-a terminat emisiunea!